În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua! Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 428 din 15.12.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicat în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 35, un singur absent, domnul Cosmin, din cei 35, domnul Boca Laurențiu este online. Având în vedere proiectul ordine de zi, la ședință participă doamna Oana Chelaru, președinte Aeroport Internațional George Enescu Bacău, doamna Ardeleanu Lenuța, nu este înlocuitorul doamnei, este plecată la București, înlocuitorul domnului Codreanu, director de GASPC, doamna... Da. Și director șef de servicii a Direcțiilor Serviciilor din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. Pentru ședința de azi, proiectul ordine de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal la ședință extraordinară convocată de îndată din data de 08.12.2022. 2. Aprobarea procesului verbal la ședință extraordinară convocată de îndată din data de 14.12.2022. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2023. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal a județului Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pe data de 23 decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții împrejmuire teren, latură principală și amenajare curte, școala gimnazială specială Maria Montessori Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 120 de metri pătrați din zona drumului județean DG252F, situat în sat Zlătar, comuna Ungurei, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gride SA. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață 21 metri pătrați din zona drumului județean DG252F, situat în satul Ungureni, comuna Ungureni, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gride SA. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept și a unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 423 metri pătrați din zona drumului județean DG252C, situat în sat Marvila, strada Ghiocelilor, comuna Corbasca, pentru județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gride SA, proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 840 de metri pătrați din zona drumului județean DG206B, situat în sat Rădoaia și Parava, comuna Parava, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gride SA, proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 591 metri pătrați din zona drumului județean DG115, situat în sat Curița, comuna Cașin, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gride SA. 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a sectorului de drum județean DG112 la kilometrul 6+200, la kilometrul 6+330, situată în raza administrativ-teritorială a Comunei Târgu Trotuș. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 4 pe 2022 a județului Bacău, proiect de hotărâre 13. Proiect de hotărâre primind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului public de persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a județului Bacău prin prelungirea
valabilității contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Județean, 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2023 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2022 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 145 din 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții în aparatul de specialitate a Consiliului Județean cu modificările ulterioare. 14. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivi și antrenori din județul Bacău, care au obținut în anul 2022 performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale. 17. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2022. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG207F, DN2F, Săucești, kilometru 0+00, kilometru 3+254, județul Bacău prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlibirii imobilului cu număr cadastral 62.694 în suprafață de 7.915 în următoarele numere cadastrale 68.742 în suprafață de 4.799 și 68.743 în suprafață de 3.116 metri pătrați, situație în municipiul Onești, strada Adrian Păunescu, numărul 1, județul Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilor cu numere cadastrale 62.091 în suprafață de 5.000 de metri pătrați și 62.093 în suprafață de 5.000 de metri pătrați într-un singur imobil cu număr cadastral 62.155, situat în UAT Corbasca, județul Bacău, suprafață de 10.000 de metri pătrați. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 119/2022 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la ansamblu folcloric Busuiocu Bacău. 23. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de întreținere, locuire și dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău în anul 2023. 24. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 78/2019 pentru stabilirea salariului de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean și din instituțiile și serviciile publice aflate sub ordinea acestuia cu modificările și completările ulterioare. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studii de fezabilitate aferenți obiectivului de investiție, amenajarea unor construcții având ca destinație de depozit pentru păstrarea temporară a unei muniții descoperite rămase în timpul conflictelor militare Comuna Săucești. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă Aeroport Internațional George Ionescu Bacău de Est, servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ungureni, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale de administrare și finanțate din bugetul Consiliului Județean, organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2023. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 135, alineatul 8 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru a Autorității Teritoriale de Ordine Publică în mandatul 2020-2024 a domnului comisar șef de poliție Bălău Constantin Dragoș
șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, și 2. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite elevilor meritoși din județul Bacău, care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat, respectiv premiile 1, 2 și 3, la olimpiadele școlare, faza națională și internațională, în anul școlar 2021-2022. Înainte de a supune la vot, aș propune, pentru a nu-l ține pe domnul comisar șef, să-l mutăm în, imediat după aprobarea proceselor verbale, ca ordine, pe ordinea de zi suplimentară. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri. Vă mulțumesc. În conformitate cu articolul 135, aliniat 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun la vot al doilea proiect al ordinii de zi suplimentare cu următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2022. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de aeroport și criterii aplicate la diferențierea acestora pentru regia Autonomă Aeroport Internațional George Enescu Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 1 se datorează, urgența se datorează, eu nu v-am citit urgența înainte de a supune la vot și la primul proiect. Pot să dau curs la toate ca să le trecem, să motivez urgența celor 4 proiecte care le-am cerut pe ordinea de zi. Astfel, pentru validarea domnului comisar șef de proiectul de hotărâre înscris la punctul 1, pe proiectul ordine de zi, pe suplimentare, menționăm că prin adresa numărul 31279 transmisă de către ATOP, se solicită validarea domnului comisar șef de poliție Bălău Constantin Dragoș ca membru autorității teritoriale de ordine publică, întrucât a preluat atribuțiile de șef de inspectorat la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. De asemenea, pentru proiectul de hotărâre scris la punctul 2, mă refer la ceea ce ați votat pe proiectul ordine de zi, luând în considerare faptul că anul fiscal bugetar se apropie de sfârșit, ceea ce ar duce la pierderea fondului pentru care se face plata acestor premii, precum și faptul că în perioada imediat următoare sărbătorim un eveniment marcant în tradiția creștină, care are în centru exprimarea sentimentul de recunoștință pentru cei apropiați, consider imperios necesar adoptarea proiectului de hotărâre în regim de urgență. De asemenea, la punctul 2 de pe ordinea de zi, la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, a doua ordine de zi suplimentară, a fost publicată hotărârea de guvern în monitor oficial 1220 din 19-12-2022, hotărârea de guvern numărul 1508 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetar la dispoziția guvernului, fiind astfel necesară aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului. Pentru proiectul de hotărâre scris la punctul 2 de pe al doilea proiect al ordinei de zi suplimentare, menționăm că Regia Autonomă Aeroport Internațional George Enescu Bacău a solicitat aprobarea proiectului de hotărâre regim de urgență pentru a putea aplica noile tarife de la 1 ianuarie 2023. Ca atare supun la vot proiectul al doilea proiect de suplimentare a ordinii de zi cu mențiunea sau cu amendamentul potrivit căreia proiectul de rectificare a bugetului ar trebui să fie după validarea domnului comisar șef, tocmai pentru a ne putea încadra pe celelalte proiecte cu care țin de bugetul de stat. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Al doilea proiect pentru suplimentarea ordinii de zi a fost aprobat. Astfel, la punctul 1 dau cuvântul doamnei Gabriela Dumitru, șef serviciu juridic și contencios din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică, pentru a supune spre aprobare procesul verbal la ședinței extraordinare convocate în data de 08-12-2022 și procesul verbal la ședinței extraordinare convocat în data de 14-12-2022. Vă rog, doamna
Dumitru? Potrivit prevederilor articolului 182, alineatul 4, coroborat cu dispozițiile articolului 138, alineatul 15, din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale se pune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile dispozițiilor legale menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată în data de 8 decembrie 2022. Domnul președinte, pentru... Da, supun la vot procesul ambele procese verbale. Și pe 8 și pe 14. Și pe 8 și pe 14. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. În continuare dau cuvântul doamnei Gabriela Dumitru pentru a prezenta reglementările legale din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare referitoare la conflictul de interese. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 243, alineatul 1, litera N, din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, informez consilierii județeni cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor articolului 228, alineatul 2, alineatul 3, alineatul 4 și alineatul 5 din același act normativ, conform cărora, în exercitarea funcției, consilierul județean aflat în una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute la alineatul 1 al acelui articol, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se va consemna în mod obligatoriu în procesul verbal de ședință. Potrivit dispozițiilor alineatului 3, ulterior anunțării interesului personal, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu mai are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Actele administrative emise ori adoptate cu încălcarea acestor prevederi legale sunt lovite de nulitate absolută în conformitate cu dispozițiile legii 176/2010. Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alineatului 1 și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și va fi sancționată cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Da, vă rog... Dacă sunt neparticipări la vot. Vă rog să le consemnați. Vă rog, domnul vicepreședinte. Nu voi participa la vot la punctul 13. De vă rog să vă notați. Deci la punctul 13 de pe ordinea de zi. Vă rog. Doamna Poșa, da? Doamna consilier Poșa. Punctul 16. Punctul 16 de pe ordinea de zi. Domnul consilier județean, vă rog. Nu particip la vot la punctul 30, cel cu premierea. Vă rog, doamna inspector Gea. La punctul 30. Egal, Mien. Da. 5 și 30. Domnul Emil. Emil Patrichie. Punctul 5. Te rog. Domnul nu particip consilier. La punctul 5. Droiman. Tot punctul 5, da? Droiman 5. Domnul Adrian Gavriliu. Ah, scuze. Doamna doctor, vă rog. Tot la punctul 5. Dar de ce la punctul 5? 5. Punctul 5 cu 5? Tot 5? Tot 5? Punctul 5, da. Tot punctul 5. Hărțesc tot. Consiliul de administrație. Da? Domnul consilier județean? Domnul președinte, vă rog să permiteți să fac două mențiuni pe repede înainte, pentru că când va fi pus în dezbatere punctul 16 la care nu o să particip la vot, nu o să pot să particip nici la dezbateri dacă va fi votat proiectul. Vreau să menționez că sunt pe lista celor premiați și vreau să anunț că dacă acum câțiva ani am acceptat premiul în bani de la Consiliul Local și am refuzat diploma pentru că era semnată de domnul Stavarache, acum vreau să accept diploma, că e semnată de președintele CJ și vreau să refuz premiul, să nu las loc de interpretări, pentru că știm că legea anii este destul de ambiguă. Mulțumesc. No, da, de acord, dar s-a menținut, am consemnat acest lucru, vreau să vă spun că este ca efect al legii, a legii, a regulamentului, nu există nicio, dar poate să zic așa, e, să zic, moral, este opțiunea noastră. Domnul Andrieș. 24, 28, 30 și
și 31. Și două, vă rog să mai repetați. Haideți. La punctul 24, 27, 28 și 31. Ionuț Andrieș. Da. Nu. Nu președinte, permiteți. Nu particip la vot la punctul 3 și punctul 24. Bravo. 3, 24. Mai sunt, băi? Mai sunt? Tot că nu mai sunt. Le punctăm la final. Da, le punctăm la final. Eu am scris și unul. Haideți să repetăm că sunt multe abțineri și vă rog să... Da. Dacă îmi permiteți, pentru punctul 13, domnul vicepreședinte și-a anunțat faptul că nu participă. La punctul 16, doamna consilier Coșa. Coșa. La punctul 30, domnul consilier Pădureanu. La punctul 30, doamna Erdarmin. Și ați mai spus un 5. Și punctul 5. La punctul 5, domnul consilier Emil Patrichi și Droiman. Domnul consilier Droiman. Doamna Hărțescu. De asemenea, la punctul 5, doamna consilier Hărțescu. La punctul 10 sau 16? 16. Consilier Gabriel. Cosma. Punctul 5, doamna consilier Cosma. Doamna Cosma. S-a anunțat. Da, nici eu n-am scris. La punctul... 16, domnul consilier Gabrieliu. Domnul Andrieș. La punctul, la punctele 24, 27, 28 și 31, domnul consilier Andrieș. Domnul Calas. Iar la punctul 3 și 24, domnul consilier Pravăț. Corect? Da. Mulțumim. Da. Mergem mai departe. Da, mulțumesc frumos. Am să trec la proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului comisar șef de poliție Bălău Constantin Dragoș ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, întrucât a preluat atribuțiile de șef de inspectorat al Inspectoratului de Poliție al județului Bacău. Vă rog, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat, deci o să decalez câte un punct de așa natură încât să urmărim, ordinea de zi așa cum a fost aprobată. Am să fac o singură mențiune, vreau să-i mulțumesc domnului inspector șef pentru faptul că într-o perioadă de 3 luni de zile, 4 luni de zile a avut o activitate extrem de stresantă și aici mă refer la ceea ce înseamnă, așa cum știți, ceea ce știți dumneavoastră, Direcția Generală de Protecție a Copilului, cu problemele care au fost acolo. Eu vreau să le mulțumesc tuturor polițiștilor care au participat la acest caz și nu numai acestora, pentru că a fost un caz complex. Vreau să mulțumesc și celor care au asigurat protecția atât mie cât și domnului director general, care nu le-a fost simplu să-și organizeze activitatea. De aceea, la un moment dat, am renunțat cu o lună și ceva înainte, am renunțat la pază, tocmai că mi-am dat seama că este foarte greu. Vreau să le mulțumesc și să vă asigur că ne putem baza pe dânsii. Am, din proprie experiență și vă rog să mă credeți că nu cred că le-a fost simplu să asigură continuitate în activitatea de protecție și în activitatea operativă. Vă mulțumesc încă o dată, domnul comisar șef, și vă doresc mult succes. Mulțumesc și eu. Sărbători cu bine, domnul comisar șef. Mulțumesc încă o dată, transmiteți-le și colegilor noastre.
Da. La punctul 3 de pe, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în 2023. Avem avize favorabile? De proiectele, da. Da? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată de către aparatul de specialitate. Trec la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 23 decembrie 2022. Dacă nu sunt avize favorabile, sunt toate proiecte. Da? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, împrejmuire teren, latură principală și amenajare curtea școală gimnazială specială Maria Montessori, Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 120 de metri pătrați din zona drumului județean DJ252F, situat în sat Slătar, comuna Ungureni din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gride SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Marian, online? Da. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul... Nu, 8, pentru că am modificat. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 21 metri pătrați din zona drumului județean DJ252F, situat în satul Ungureni, comuna Ungureni din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute pentru terenul asupra terenului în suprafață de 423 de metri pătrați din zona drumului județean DJ252C, situat în sat Mărvila, strada Ghioceilor, comuna Corbasca, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenul în suprafață de 840 de metri pătrați din zona drumului județean DJ206B, situat în sat Rădoaia și Parava, comuna Parava din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului, suprafață de 591 metri pătrați din zona drumului județean, DJ115, situat în sat Curița, comuna Cașin, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Nu suntem. De ce? Pentru că am suplimentat. Am venit de la punctul 3. Vă spun, am venit de la punctul 3 cu cel din lista suplimentară, cu domnul comisar șef. Și l-am pus primul. Și atunci am decalat numerele de ordine. Păi da, de asta am și spun, în loc de 10 este 11. Pentru că renumerotăm. Dacă l-am pus ulterior, n-are cum să fie proiectul. Bun, mulțumesc pentru precizare. Deci se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a sectorului de drum județean DJ112 de la kilometru 6 plus 200 la kilometru 6 plus 330 situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Târgu Trotuș. Voturi împotrivă, abțineri. Cine este pentru? Am schimbat. Măcar să avem o... Da, să avem o... Cine? M-a scos de pe șirica, zic așa. Da, proiectul de hotărâre... Haideți să vedem voturi pentru. Da. Proiectul de hotărâre în unanimitate a fost aprobat. Trecem la punctul 13, cu mențiunea care a făcut-o și domnul consilier județean. Prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 4 pe 2022 a județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. De asemenea, se prezintă proiectul de hotărâre la punctul 14 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului public de persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a județului Bacău prin prelungirea valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean. Supun la vot proiectul de hotărâre, vă rog. Da, vă rog, dacă aveți intervenții. Da, mulțumesc. Întrebare. Am înțeles că sunt localități unde nu a participat până acum cineva la licitații și aș vrea să știu ce se întâmplă cu localitățile unde nu este transportator care a participat. Da, sunteți un pic în eroare. Da, sunteți un pic în eroare, vă spun așa. Noi, la noi, pe toate, sunt două chestiuni diferite și vreau să le tratăm corect. Pe de-o parte, la ceea ce avem pe serviciu vechi, care e valabil până la 31 decembrie, s-au semnat contracte prin delegare, așa cum am prezentat în ședința trecută, cu toți transportatorii care avem contracte cu fiecare parte. La partea a doua, care presupun că vă referiți la deschiderea ofertelor pentru delegarea gestiunii de transport, avem oferte pentru toate traseile. Asta vreau să vă spun. Acum suntem în faza în care se evaluează ofertele, vom vedea care se califică, care nu, și în funcție de asta se vor desemna câștigătorii. Dar vă spun că pe toate cele 20 de trasee, așa cum a fost împărțite, avem oferte pentru fiecare. Avem cel puțin o ofertă pentru fiecare traseu. Acum depinde de modul cum și-au corelat cu caietul de sarce și cu fișa de date achiziției, cum și-au corelat operatorii și corespondența cu baza legală, evident. În funcție de asta se vor desemna câștigătorii. Tocmai de asta și acest faptul că se prelungește este tocmai pentru a intra, adică pentru a avea acoperit transportul la nivelul întregului județ. Ăsta este rostul acestei hotărâri. Este în regulă? Da? Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 15 de pe ordinea de zi,
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2023 a concertului de odihnă anual de efectuat în anul 2022 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. Dacă aveți intervenții pe acest subiect. Da. Cine este pentru? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este? Da. Pentru, împotriva, abțineri. Vă mulțumesc. Trec la punctul 16 de pe ordine de zi. Este din ordinea de zi suplimentară cu bugetul. La punctul 16 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pentru anul 2022. La acest punct am eu un amendament. O să-l fac pe scurt. Știți că, având în vedere hotărârea de guvern prin care s-a rectificat bugetul Consiliului Județean și numai și a comunelor din județ și s-au alocat anumite sume suplimentare pentru județul Bacău, pentru unitățile administrativ-teritoriale, au fost alocate și o sumă de 10 milioane pentru județul Bacău. E de fapt 10.000 lei, vă pun în 1.000 lei. Ca atare, pentru a avea o predictibilitate pentru un proiect extrem de important, atât pentru județ cât și pentru municipiu, propun alocarea integrală a sumei de 10.000 lei la partea de cheltuieri pentru suplimentarea creditelor bugetare și de angajament la capitolul 54, alte servicii publice generale, asocieri, pentru obiectivul de investiții, construire, Athletic Park. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Amendamentul, vă rog să mă scuzați. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Domnul Otache, domnul Boca? Domnul Boca a răspuns da. Pentru. 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 Amendamentul a fost adoptat. Pun proiectul. Astfel supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pentru anul 2022 cu amendamentul aprobat de dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dacă avem și online, mai așteptăm un pic să avem și online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. 17, vă rog să mă scuzați. Se supune la vot, vă prezint proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău, care au obținut în anul 2022 performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale. Intervenții? O să am eu o intervenție la acest punct. Vreau să lămuresc că aici au fost co-inițiatori domnul consilier județean, nu? Nu aici? Mă scuzați. Supun la vot proiectul de hotărâre, dacă nu sunt intervenții. Amendament la sport, aveam un amendament, dacă nu mă înșel. Vă supun atenției un amendament, o completare la premii pentru sportivi. Au venit pentru trei cluburi din partea Asociației Club Sportiv Karate Tradițional Omozuru Bacău, pentru domnul Spulber George, care a luat locul întâi pe național la finala campionatului național de karate tradițional
Brăila 2022, pentru Stanciu Rihana, la aceeași finală de la Brăila, locul 2 pe național, și pentru domnul antrenor Smalberger Dănuț, pentru performanța Smalberger, locul 1 național. Din partea altui club, Asociația Sportivă și de Tineret Boxing Club Sportiv Bacău, pentru tânărul paraschiveanu Iulian Cătălin, care a luat locul 2 pe național la campionatul național de box anul curent, și pentru antrenorul ciocan Ioan Marius, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 2 național. Totodată, v-aș supune atenției un tânăr de 13 ani, Luca Alin Marian, care a obținut aur la campionatul național de șah cu 7 victorii din 7 partide, și pe antrenorul lui, domnul inginer Negruț Genică, care activează la clubul organizat pe lângă Biserica Sfântul Gheorghe din Bacău, școala din Tinda Raiul. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, domnul consilier județean. Am să supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Amendamentul a fost votat. Să știți că e foarte greu la un moment dat să strângi tot ce înseamnă sportivi care au obținut performanțe și tocmai de asta poate mai sunt scăpări. Mă bucur pentru amendamentul făcut domnul consilier județean, în așa fel încât să nu creăm discrepanțe între copiii meritoși în sport. Vă mulțumesc, supun la vot astfel proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat de dumneavoastră privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău care au obținut în anul 2022 performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vreau să fac și aici o mențiune. Noi mâine la ora 13:30 în sala Ateneu vom decerna premii, aceste premii pentru sportivi, în care sunteți invitați și dumneavoastră, evident. La 13:30. La 13:30 sunteți invitați și dumneavoastră. Da? La 13. 13:30. Sau 13, nu mai știu exact. Da. Mă scuzați, domnul de la Ateneu m-a încurcat cu ora. Da, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre, vă prezint proiectul de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2022. Intervenții? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG207F, DN2F, Săucești, kilometru 0+000, kilometru 3+254, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Sanini Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 62.694 în suprafață de 7.915 în următoarele numere cadastrale 68.742 în suprafață de 4.799 metri pătrați și 68.743 în suprafață de 3.116 metri pătrați situat în municipiul Onești, strada Adrian Păunescu, numărul 1, județul Bacău.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea lipirii imobilor cu numere cadastrale 62.091 în suprafață de 5.000 de metri pătrați și 62.093 în suprafață de 5.000 de metri pătrați într-un singur imobil cu număr cadastral 62.155 situat în UAT Corbasca, județul Bacău, în suprafață de 10.000 de metri pătrați. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă prezint proiectul de hotărâre de la punctul 22 privind modificarea anexelor 1 și anexelor 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119 din 2022 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la ansamblu folcloric Busuiocu Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Online. Menționez că la punctul anterior domnul Buca s-a abținut. Vă rog să consemnați. La care punct? Este consemnat în raportul de ședință online. Da, da, spuneți în care punct. O secundă. Cel cu Busuiocu? La dinainte. Cel cu spitalul județean. Cel cu spitalul. Are și logică. Da. E regulă. Bun. Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de întreținere, locuire și dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Avem online-ul, ca să nu avem vreo pentru, da? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 25. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare. Aveți intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza, studiu de fezabilitate, aferent obiectivului de investiții, amenajarea unei construcții având destinație de depozit pentru păstrarea temporară a muniției descoperită rămasă din timpul conflictelor militare Comuna Săucești. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci la punctul 27 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 28 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor
cu handicap ungureni, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflate sub ordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. De asemenea, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Bacău, organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Am să fac o precizare, nu neapărat legat de acest proiect, ținând cont de faptul că noi, ca și Consiliul Județean, prin noastră finanțăm activitatea o parte din activitatea de la Direcția Generală de Protecție a Copilului. Vreau să vă spun că anul ăsta este singurul an din care nu am mai avut întârzieri la salarii. S-a reușit prin restructurare, pe de-o parte, și prin gestionarea mai eficientă, să închidem anul fără nicio întârziere. Și anul trecut a fost mai bine decât acum 2 ani, dar să știți că am plecat de la un deficit de 34 de milioane la un moment dat și am ajuns la un deficit de 11 milioane, care acum s-a închis prin Consiliul Județean. Să știți că nu-i de aici de acolo, ca în 2 ani de zile să reușești să ajungi la o asemenea economie, pe de-o parte. Faptul că guvernul a aprobat la un moment dat, să știți că s-au dat foarte puțin bani pentru DGASPC în ultima parte, de regulă știți foarte bine că în luna septembrie-octombrie se făceau rectificări pentru că venea pe standardul de cost anumite alocări de la buget. Acum a venit o singură alocare de 4 milioane, nu mă înșel, domnule director, nu? O singură alocare de 4 milioane, diferența am închis-o noi și pot să vă spun că cei care lucrează acum la DGASPC nu au avut absolut nicio întârziere la salarii. Pentru asta felicit pe de-o parte și directorul general și echipa pe care o coordonează la DGASPC, prezența aici în sală. Vă mulțumesc, trecem la punctul 3... Da, chiar punctul 30, data asta, de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite elevilor meritoși din județul Bacău, care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și de bacalaureat, respectiv premiile 1, al 2-lea și al 3-lea, la olimpiadele școlare, faza națională și internațională în anul școlar 2021-2022. Vă rog, doamna consilier județean. Mă bucur că facem acest lucru, doar că aș avea o mențiune. Să căutăm o soluție prin care să fie invitați inclusiv profesorii. Să nu uităm că aceștia au pierdut foarte multe ore în pregătirea elevilor. Și cred că ar trebui să avem un pic de recunoștință pentru ei. Nu sunt invitați. Nu sunt invitați mâine. Sunt invitați doar elevii, nu. Premiați și de... Dați-mi voie să vă răspund eu, dacă permiteți. Eu, să știți că sala este deschisă, invităm absolut pe toată lumea, inclusiv bunici, părinți, directori de școli și elevi. Nu există absolut nicio restricție. Să știți că profesorii n-au pierdut timp cu elevii, chiar l-au câștigat. Chiar l-au câștigat pentru că ei sunt cu media de 10, cu bacalaureat, chiar au câștigat acest timp. Și tocmai de asta fac public lucrul ăsta, fără nicio problemă. Toată lumea este invitată să participe, așa cum am făcut și pentru antrenori și pentru cei care sunt premiați
premiați la sport, dar trebuie să fac, sunt obligat să fac și eu o precizare ca să eliminăm orice dubiu în acordarea acestor premii. De regulă, Consiliul Județean nu a premiat aceste zone. De regulă. În anii trecuți nu s-a premiat. N-au existat asemenea solicitări. De anul trecut s-a premiat tot printr-o hotărâre de Consiliul Județean. S-a schimbat regulamentul anul trecut și s-a stabilit, a venit cu un regulament pentru sport. Acolo era prins pentru excelență în învățământ. Ca atare, vreau să precizez că nu avem un regulament în acest sens pentru acordarea acestor premii și am mers pe excepții. Pentru că am avut propuneri atât de la domnul consilier județean Bârzu, cât și de la doamna inspector general, de a premia elevii meritoși. Vreau să votăm în cunoștință de cauză, pentru că eu pe anul următor îmi doresc să avem un regulament dezbătut prin care să putem avea o continuitate. În acest moment s-a făcut pe baza referatului de aprobare a directorului direcției juridice și, bineînțeles, la propunerea mea, în baza propunerilor făcute de către domnul consilier județean și de către doamna inspector general. Asta am vrut să precizez. Tocmai de asta, poate, anumite inadvertențe, care dumneavoastră le-ați sesizat foarte bine, nu au fost avute în vedere. Dar noi le putem corecta și prin regulament. Ca atare, am luat notă de amendamentul dumneavoastră și invităm toți profesorii care au ca elevi care sunt în această listă, în această anexă. Mai mult decât atât, știu că mai există un amendament de făcut pentru că a sosit târziu o altă evaluare din județ. Vă mulțumesc. Vă rog, doamna, să fac amendamentul, doamna consilier județean, vă rog. Da, până la amendament vreau să fac și eu o precizare. Faptul că noi astăzi votăm proiectul de hotărâre de Consiliul Județean a condus la un anunț preliminar către directorul unităților de învățământ, în care, da, urma să revenim după ziua de astăzi cu precizări exacte pentru ceea ce se va întâmpla mâine. Deci, salutăm intervenția, dar a fost un anunț preliminar și directorii unităților de învățământ știu asta, da? Trimis de... Da. Nu, am înțeles, dar acest anunț, asta viza după ce clarificam astăzi în cadrul, da, ședinței. Bun, și acum amendamentul... Vă rog, doamnă inspector, vă rog, spuneți. Da, amendamentul pentru că între centralizarea inițială realizată atât de director cât și de inspector, bineînțeles prin conlucrare, de la momentul depunerii referatului privind premierea elevilor cu 10 la evaluare națională și bacalaureat și a celor cu premii 1, 2, 3 la olimpiadele internaționale și naționale, pentru că spuneam în această centralizare inițială, între această centralizare inițială și verificarea făcută de ISJ Bacău curând au existat diferențe. Propun un amendament prin suplimentarea premiilor după cum urmează. Pentru olimpiadă școlară faza națională, de la Colegiul Vrânceanu, Lungu Mihai Adelin, premiul întâi Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română și tot Lungu Mihai Adelin, premiul întâi de la Olimpiada Națională de Limbă Latină. Doliș Eduard Ștefan, premiul al doilea la Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului și Dabija Bianca Elena, premiul al treilea la Olimpiada Națională de Limba Latină. De la Colegiul de Artă, Rusu Donighevici Emilian, premiul întâi la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice, Lungu Darius Isa, premiul al doilea la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentară pentru clasele 3-a, 8-a, Godoci Miruna Elena, premiul al treilea, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală pentru clasele a 3-a, 8-a, și Negurici Ștefan, premiul al treilea de la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice pentru clasele a 9-a, 12-a.
De la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Bacău Daravan Cristian Gabriel, premiul al doilea la Olimpiada Națională de Matematică, și de la Colegiul Carpen Horonceanu Sabrina Maria, premiul al doilea la Olimpiada Națională pe meserii. Sunt 10 suplimentare. Da, vă mulțumesc, au și, din ce știu eu, au și prevederi bugetare, pentru că înainte de a veni s-a și consultat cu bugetul, da? Bine, avem, supun la vot amendamentul doamnei inspector general, imediat să vă dau cuvântul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Deci o să dau cuvântul în ordinea următoare. Domnul consilier județean Bârzu, apoi domnul consilier județean Vrem. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt bucuros că de anul trecut am reușit să introducem premierea elevilor cu rezultate excepționale din județul Bacău la Olimpiade, cei cu media 10 la evaluare națională și la bacalaureat. Și zic eu că suntem pe drumul cel bun. Vroiam să mulțumesc și colegilor mei care au fost voi inițiatori la acest proiect. Și vroiam, domnul președinte, e bine că aprobăm, susținem. Și pe avut o singură observație, era bine dacă m-a anunțat și dinainte că facem din 3 proiecte, facem unul singur, dar este, până la urmă, este bine pentru copii excepționale ai județului Bacău că a ajuns în Consiliul Județean și aprobăm acest proiect de hotărâre. Și, într-adevăr, pentru anul următor, să mă implic și cu alți colegi ca să facem un regulament ca să fie lucrurile cât mai clare. Vă mulțumesc frumos! Da, vă mulțumesc, domnul consilier județean Vreme. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să felicit această inițiativă. În al doilea rând, referitor și la observația doamnei consilier Ștefana, eu aș vrea să vin mai departe și așa cum procedăm la sport, să venim să premiem și profesorii, să premiem antrenorii acestor copii, la urma urmei, să punem în ghilimele antrenori, pentru că, cu adevărat, și munca lor se regăsește în acele premii. Și aș vrea, domnule președinte, dacă îmi dați voie, că am înțeles că sunt și câțiva antrenori aici. În ultima perioadă, Consiliul Județean, prin inițiativele care le-a avut, s-a îndreptat spre premierea copiilor, premierea antrenorilor acum. Dar așa eu am o remarcă destul de tristă. Să știți că sportul băcăuan, că la el ne referim, național, dacă ne uităm, este într-o descreștere. Chiar m-ar interesa dacă într-o ședință am putea aborda acest subiect, să vedem unde greșim. Pe timpul lui Ceaușescu plecau sportivii noștri cu shorturi din astea, vorba aia, după ce le purtau la zeci de competiții și veneau cu prime înapoi. Acum mai vezi cu niște shorturi Nike, tot felul de culori frumoase și așa mai departe. Și vin schiluții, ce se face? Clasați pe ultimul loc. Eu cred că trebuie să avem această dezbatere și să vedem ce se întâmplă. Poate dăm prea mulți bani, poate dăm prea puțini bani. Nu-mi dau seama. Nu mai discut de fotbal, care, pur și spun, în tinerețe mă uitam așa cu plăcere. Acum nu vreau să mă mai uit. Ați văzut finala? Pentru că... Doar că o remarcă așa care e tristă, că știu că este un consilier din Republica Moldova, atât m-am supărat. Dom'le, au luat bătaie de la toate echipele din Europa și s-au dus să-i bată pe moldoveni acasă cu vreo 5-0, așa ca niște... Dom'le, da. Asta așa ca o remarcă hazlie. Eu cred că trebuie să avem o dezbatere și să aflăm care este... Să avem niște explicații. Trebuie să fie o explicație acolo. Le dăm prea mulți bani, prea puțin.
Da, da, mulțumesc, domnule președinte. Da, dacă faceți un pic de liniște, să știți că vreau, chiar vreau să-i răspund domnul consilier județean vreme, pentru că am pus o întrebare, o chestiune pertinentă. Chiar pertinentă. Deci vreau să și răspund și domnului consilier județean Bârzu referitor la ceea ce a afirmat dânsul mai devreme și doamne Ștefană, că se creează o regularitate în a da premii pentru învățământ, pe de o parte și că ar trebui premiați și profesorii. Vreau să vă spun un lucru. Diferența dintre un regulament și o abordare pe excepție de la lege o face faptul că dumneavoastră ați avut posibilitatea să depuneți propuneri de proiecte de hotărâri pentru premierea elevilor excelenți din județul Bacău. Acolo n-am regăsit premierea profesorilor ca să facă un impact bugetar. Ca atare n-aș vrea să transform acest lucru bun de astăzi într-o chestiune care să apăsăm pe aparatul de specialitate sau pe noi care am strâns aceste lucruri toate la un loc și le-am făcut printr-o singură hotărâre, să lăsăm un loc de echivoc. Noi am mers pe excepție de la lege, nu pe un regulament, cum s-a mers pe regulamentul de la de la sportiv și ceea ce a fost trecut acolo, asta s-a trecut la votul noastră cu propuneri de premieri ajustate în conformitate cu bugetul. Vreau să vă spun că dacă facem o corelație cu alte premieri, prin cele două hotărâri de Consiliu Județean s-au acordat 500.000 de lei pentru elevi și sportivi care sunt tot elevi. Este un efort substanțial pentru premierea excelenței, atât în învățământ cât și în sport. Nu este de aici de acolo. Nu putem să facem propuneri populiste, cât chiar nu-mi doresc, pe ceea ce înseamnă copil, educație și sănătate, pentru că sportul înseamnă sănătate, cred că trebuie să fim unitari și să venim, ați văzut că am fost extrem de deschis, nu am asumat asupra unei zone politice aceste premieri, am spus cine a făcut propunerea, cine a făcut propunerile din Consiliul Județean, le-am asumat, le-am îmbrăcat într-o formă legală și le-am supus atenție dumneavoastră. Cred că aici nu ne putem veni cu anumite lucruri care să pună un echivoc, nu neapărat o zonă care să ne ducă în altă parte cu gândul politic. Nu. Vreau să vă spun altceva, domnul consilier județean. Aveți dreptate. Da. Unde greșim, dacă tot e să ridicăm problema, unde greșim de nu, să zicem, nu avem așa o recunoaștere la nivel național foarte tare, prin echipe de fotbal, prin echipe de handbal, dar să știți că sunt. Tocmai asta premiem aici. Tocmai de asta îi și încurajăm pe acești copii să practice sport. Noi, ca autorități locale, ca autorități decidente, venim să îi sprijinim și financiar așa cum putem. Și cred că undeva problema cea mai importantă pe care o avem este o problemă sistemică pe care noi nu putem rezolva aici. Ce putem rezolva? Eu vă enumăr tot de final de an câte proiecte pe sport, pe infrastructură s-au aprobat în acest Consiliu Județean. De ce credeți că am făcut amendamentul prin care, în loc să dau în altă parte, să zic, putea exista un alt amendament în care să mergem pe drumuri, pe, eu știu, în altă zonă, am mutat acești bani pe infrastructură sportivă. Cred că atragerea cetățeanului obișnuit, acelui care n-a practicat sport, sau atragerea copiilor către sport, o facem prin dezvoltarea infrastructurii de sport. Athletic Park este un exemplu în acest sens. Tocmai de asta
cred că noi facem pași importanți la nivelul nostru, în limitele noastre de competență, și pentru care vă și mulțumesc că n-am avut abțineri la vot pe Athletic Park vreodată și nici pe acordarea de premii. Să mergem pe de-o parte pe recunoașterea meritelor celor care sunt meritoși, ori în sport, ori în învățământ, și mergem pe dezvoltarea unei infrastructuri de sport. Aici vă spun că nu poate doar Consiliul Județean să facă acest lucru, trebuie o colaborare și între unitățile administrativ-teritoriale, așa cum bine le-ați văzut și noastră. În ceea ce ne privește pe noi, cel puțin pentru anul în curs, ca și pentru anul trecut, să știți că, oarecum, așa cum, cum ați văzut bugetul, noi l-am împărțit destul de judicios, împărțind între sănătate, învățământ, sport. Ne-am bazat pe lucrul ăsta. Eu sper să urmeze și celelalte OAT-uri sau celelalte unități administrativ-teritoriale între acest model. Eu zic că sunt noi, ca și instituție și noastră, ca și autoritate deliberativă, suntem pe un drum. Dar nu putem rezolva noi problemele sistemice. În ceea ce ați ridicat noastră este o problemă corectă. Ați văzut că câte dezbateri am avut pentru a face un Athletic Park care să se suprapună cu necesitățile cetățenilor și a oamenilor de sport și a celor care practică sportul doar amator. A durat 6 luni de zile să putem avea o soluție corectă. Nu mă ascult. Ba da, mă ascultă, domnul Cozi. Mă ascultă. Cum să nu mă ascult? Mă ascultați și dumneavoastră. Da. Dar dacă sunteți de acord și dacă sunteți mulțumit de răspunsul meu, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, eu am spus că noi chiar ne-am făcut treaba. Păi da. Inițiativele Consiliului Județean, și dacă mă uit, nu numai Consiliului Județean, consiliile locale, guvernul. Eu am întrebat așa, profit de faptul că aici sunt antrenori, oameni din sport, să ne spună ei așa, brut să ne spună. Nu uitați, aveți în față un om de sport. Asta e problema. Nu ne dați destul bani, sau eu știu, ne dați prea mulți bani, poate, și asta e o problemă. Da. Nu sunt, și vă dau un singur exemplu, la Onești, care eu sunt trist. Nadia Comăneci, când a performat, avea o sală de sport. Asta, dacă vedeați pe ce săli de astea, pe ce saltele făcea exercițiile, dumne, au acum sală polivalentă. 2 săli de sport. Liceele au săli de sport. Dar când vorbim de performanță, mai avem un pic și ne ducem pe zero. Asta doar așa, dacă cei care sunt din domeniu pot să ne spună. Eu nu sunt din domeniu. Eu aș putea să vă spun, spre exemplu, domnule, haideți să știți ca o inițiativă, când mă faceți premierile astea, gândiți-vă și la nou sport al minții care au apărut, sau al minții, a ingenuității, a reflexelor, jocurile, copiii care practică jocuri electronice. Să știți că este o realitate la ora actuală, la nivel mondial, sunt campionate, copii care își dezvoltă abilitățile. Nu știu. Iar România se spiază pe poziții foarte... Nu știu ce să vă zic aici. Aici să știți că dacă deschide subiectul ăsta, eu îmi cer scuze că intervin, e un subiect extrem de controversat. Noi, să știți că jocul pe calculator nu aduce sănătate. Sportul este un mijloc de prevenție. Lumea care vine să bazează nu putem să pe această lucrăm tehnologie. Doar în metaverse. Da, referitor la... Da, dacă da uitați, îi dau cuvântul... Vă rog frumos, îi dau cuvântul. Să știți că deliberat... Nu m-am opit. Deliberat am întârziat ședința. Dar știu că aveți o treabă. Dar deliberat am întârziat ședința pentru că trebuie să vină și niște colindători. Și n-aș vrea să... Ca atare. Mai avem două proiecte pe ordinea de zi. Am să dau cuvântul domnului antrenor, consilier județean Adrian Gavriliu, care cred că vă poate răspunde pertinent, și nu în ultimul rând domnului consilier județean, care să răspundă pe partea de IT. Da, mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul e mai complex și e greu de dat în câteva cuvinte, dar am să încerc să fiu succint, că mai scurt de 1,73 m nu pot să fiu. Domnul Melite are, domnul Vreme, pardon, are dreptate în linii mari.
Dar ca să-l citesc pe Gică Hagi, dumneavoastră ați spus lucruri pe pronume. Adică, într-adevăr, e vorba de infrastructură și de bazele sportive. Antrenorii nu pot face minuni, n-au o baghetă magică. Iar comparația cu Nadia Comăneci și domnul Vreme este eronată, pentru că erau alte vremuri. Se mergeau pe metodele de constrângere, se făcea performanță pe constrângere. Acum metodele moderne sunt de convingere, care sunt mult mai greoaie, pentru că societatea este altfel, pentru că părinții sunt foarte sensibili, copiii nu mai zic. Deci e un cumul de factori, dar baza pleacă într-adevăr de la infrastructură, bazele sportive, asta lipsește României, pentru că a rămas cu acelea saltele de la Nadia Comăneci sau aceleași baze sportive. Bineînțeles că aici vine și pregătirea antrenorilor la metode moderne, perfecționarea antrenorilor, e un cumul de factori, dar politicul are un cuvânt foarte important de spus și domnul Vreme va susține prin poziția dumnealui, sunt sigur, și sportul. Nu cred că premiile nu sunt binevenite sau sunt foarte mari, pentru că sportivii trebuie motivați. Sportul de performanță nu înseamnă sănătate. Sportul de performanță înseamnă uzură și psihică și fizică. Și un premiu de 2-3.000 de lei la sfârșit de an pentru un sportiv este un boost, o gură de aer să-l mai țin și anul următor în sport, să zic așa. Pe lângă cluburi care au și la nivel de minister niște norme financiare, nu foarte mari. Masa la un sportiv e 70 de lei pe zi. Domnul Vreme, duceți-vă dumneavoastră, duceți un handbalist de 2 metri să mănânce de 70 de lei pe zi 3 mese, ăla mănâncă o masă de 70 de lei pe zi. Exemple pot continua. Deci nu cred că dăm prea mulți bani, iar shorturile acelea despre care spuneți dumneavoastră sunt pentru că există. Astea sunt vremuri, nu trebuie să fim retrograzi. Nu trebuie să mergem în shorturile de la ASCO sau mai știu ce shorturi erau, de la Clujana sau... Cred că sunt ușor exagerate afirmațiile dumneavoastră. Da, într-adevăr, nu mai sunt rezultate care au fost, probabil nici nu vor mai fi foarte, foarte curând. Cum ziceam, politicul are un rol important prin proiecte, și aici să-l citesc pe Vadim Tudor, să implici politicul în sport e ca și cum ai părli porcul cu flacăra olimpică. Pentru că politicul se bagă în sport mai mult decât în proiecte financiare sau în proiecte de dezvoltare, ci și prin bătălii, prin funcții, prin dat pus director și etc. Oameni, antrenori care sună la politic, etc. Dar ca să închei tot cu un citat din Gică Hagi, sportul trebuie susținut, ăsta este mototoul meu. Mulțumesc! Bravo, domnul Gandu! Interveniți rar, dar bine! Da. Vă rog, domnul consilier județean. Aș vrea să intervin la ceea ce a spus domnul Vreme, să primim profesorii. E o idee, însă trebuie să ținem cont că unii elevi, pe lângă orele pe care le fac la școală, fac și pregătire. Pe cine primim? Profesorul de la catedră sau de la pregătire? Care primește bani? Cred că doamna inspector nu poate spune asta. No. Dumneavoastră ați făcut propunerea, dumneavoastră spuneți soluția. Eu am explicat un lucru și cred că l-am făcut destul de clar. În momentul când vom avea un regulament clar, atunci știm foarte bine cine ce. Deocamdată am mers exact pe propunerile noastre, le-am trecut prin juridic și le-am supus atenție noastră la vot, transparent, fără niciun echivoc. E bine de menținut, e bine și vă sfătuiesc ca de fiecare dată când supunem un regulament, dezbaterii publice, dumneavoastră, ca și consilier județean, puteți să faceți amendamente la regulamente așa cum le considerați dumneavoastră de cuvință. Noi putem pe regulament să răspundem da sau nu, dacă e în regulă sau nu e în regulă, se încadrează pe lege, nu se încadrează. Dar, până atunci, a mers pe ceea ce s-a practicat pe, să zic așa, cutumă. Dacă sunteți de acord să supun la vot proiectul de hotărâre? Deci, am supus la vot amendamentul doamnei Garmin, acum supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei consilier județean. Cine este pentru?
Voturi împotriva, abținere. Nu vă abțineți. Da, da, vă dau, da. Haideți să facem în felul următor. Mai avem două hotărâri. Și după aia avem o zonă în care cred că fiecare dintre noi tragem câte o concluzie la finalul anului. Dar sub jumătate. Da. Dacă insistați acum, eu nu vreau să vă supăr, suntem în postul mare. Postul Crăciunului, pardon. Pentru mine nu există că face pregătire copilul. Îl face pregătire pentru că are un examen de dat și așa mai departe. Din punctul de vedere că pe doamna din noi putem data decât instituțional. Iar eventual la domnul antrenor, să știți că eu chiar sunt dispus să mărim aceste pregătiri. Eu la data vreau să știi care e o timp de care nu mai performă. Nu. Sincer, dacă nu. Da. Și nu de alta, dar să îl supăr pe domnul consilier județean și eu nu vreau. Data... Da. Da. Bun. Haideți să trecem la punctul 31. Să știți că e corect punctul 31. Așa, se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 145-2021 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean din Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Online. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru regia autonomă Aeroport Internațional George Ionescu Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Atare, ordinea de zi a fost finalizată. Eu am să vă fac următoarea să zic, invitație. Pe de o parte, o să vă invit în holul Palatului Administrativ să ne felicităm reciproc pentru anul care a trecut. Să vă mulțumesc, eu vă mulțumesc pentru întreaga activitate și pentru faptul că dumneavoastră, ca și consilieri județeni, în decursul întregii activități pe care ați avut-o de-a lungul timpului, indiferent din ce parte a eșichierului politic vă aflați, ați arătat decență, preocupare și nu în ultimul rând ați spus înaintea intereselor, să zic, de grup de partid, cred că e interesul cetățeanului. Eu am văzut lucrul ăsta atât la votul pentru spitalul, fostul spital municipal, cât și în alte proiecte importante, necesare pentru județul Bacău. Eu vă asigur că pe anul care urmează, dacă o să fie ceva de îmbunătățit în ceea ce mă privește pe mine, o să îmbunătățesc în relația cu noastră. Eu îmi doresc să am același Consiliu Județean, aceiași consilieri județeni care sunt aplecați spre a face și nu spre a vorbi. Cred că sunt cele mai eficiente ședințe, nu facem comparație cu alte zone, că nu vreau în această perioadă care premergătoare nașterii Domnului să fac anumite comentarii malițioase. Dar pentru faptul că se asigură o decență în cadrul Consiliului Județean, eu vă mulțumesc. Vă doresc în primul rând sănătate, vă doresc să aveți sărbători cu bine și vă doresc ca la următoarea ședință ordinară să ne vedem sănătoși și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă spun că există o posibilitate la un moment dat să mai facem o ședință de îndată, dar asta, am vrut să fac această mențiune doar pentru faptul că e ultima ședință ordinară din anul ăsta și nu știm ce se va întâmpla în decursul următoarelor zile. Vă mulțumesc!
Să știți că ne așteptăm și la niște colindători. Haideți, domnul Bârzu, nu mai...